Okay. Bună seara și bine ați venit la o nouă întâlnire. Ne cerem scuze, încă nu ne-am organizat pentru a avea și cafea, este doar în simbol cafeaua complexității. Vă garantăm că în etapa următoare, la sezonul următor, vom avea și atmosfera de cafenea, pentru că totuși contează. Suntem într-o etapă în care, cu toată partea asta tehnică, încercăm totuși să umanizăm realitatea respectivă. Suntem întâi suflete și după aceea putem să și amplificăm valoarea sufletului prin tehnică sau în altceva. Așa că o cafeluță bună poate să creeze o stare, mai ales înainte de a ne aduna, și cu starea aia bună putem ataca probleme foarte deosebite. Le spunem bună seara și celor care ne urmăresc acum. Și data trecută am avut peste 2000 de oameni care ne-au urmărit, deci este o extinție a sălii într-un lucru foarte bun, ceea ce e un lucru, zic eu, care demonstrează că tehnologia nu e bună, nu e rea, depinde cum e folosită. Și, ca de obicei, la început reiterez rolul acestui, să zicem, eveniment cultural, tehnico-științific, cum vreți să îl luați, încearcă să pună împreună artă și știință, încearcă să pună împreună diferite teme, cu cât mai diverse, cu atât mai bine, pentru ca ele, în cele din urmă, să formeze un portofoliu de idei și, eventual, direcții de studiu pentru a îmbunătăți cumva sau a ridica cumva nivelul temelor de cercetare, temelor de licență. Avem atâția studenți, în general, cu mulți nu se poate lucra, am ajuns cu toții la concluzia respectivă, dar cel puțin statistic vorbind, 10%, 15% din studenți pot ataca teme mai deosebite. Trebuie să le formulăm și atunci avem nevoie de ceea ce se numește mentorat. Deci, într-un fel sau altul, e un fel de sămânță de mentorat. Și atunci, încă o dată, mulțumesc acestui club al seniorilor care a înțeles structura aceasta și împreună cu ceea ce se numește foarte deosebit Universitatea Vârstei a Treia, ne-a prilejuit agregarea mai multor structuri, astfel încât să putem fi și credibil și să putem și difuza în social. Filmele acestea se pun mai departe într-o bază, într-o arhivă, sunt acolo 200 și ceva de ore de înregistrare cu personalități deosebite care au ceva de spus și au și niște teme mai deosebite care merită difuzate. Astăzi avem o temă deosebită de două ori, o dată din cauza temei și a doua pentru că avem, cum să spun, personalități din zona noastră, a Brașovului. V-am spus că sunt brașovean, m-am întors acasă și asta e bucuria, că nu vin numai cu invitați din afară, ci avem oameni deosebiți aici care putem să ne ajutăm să se cunoască că Brașovul, așa cum ne-am propus chiar ca temă, Brașovul să devină sămânță pentru o altă lume, o lume a societății conștiinței, cum zicea Mihai Drăgănescu, academician, în ultima sa carte, societatea conștiinței ca fiind singura sustenabilă. Trebuie să existe un exemplu, trebuie să existe o structură, un catalizator. Eu sper că această cafenea să devină un catalizator de idei pe care le transportăm mai departe la incubatoarea de afaceri. Brașov are multe zone de acest gen, am luat deja legătura și cu ei și treptat, dacă reușim să umplem sala asta. Și cine știe, poate la un moment dat să ne mutăm în sala cea mare, în aula cea mare, avem locuri deosebite și spațiul este generos, poate reușim să arătăm și să transmitem lumii, pentru că înregistrarea asta am făcut o statistică, sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc, români de noștri din diasporă. Deci românii sunt uniți în cultură. În secolul ăsta în care topologia se schimbă în virtual, contează foarte mult să emitem, să ne cunoască, să ne vadă valorile prin tehnica aceasta, pentru că nu contează unde ești folosind tehnica internet. O tehnică de televiziune e limitată, internetul nu. Și atunci românul nu mai este doar o opoziție, o zonă pe hartă, ci un mod de exprimare, o cultură care oriunde ai fi. Și dacă începem să emitem teme interesante, vă garantez că încep să fie atenți și poate cine știe, îi recâștigăm într-o anumită formă, pentru că deocamdată nu prea avem cu ce să ne mândrim în sensul ăsta, datorită modului în care televiziunea și mass media ne ajută să avem o imagine și este preluată intendențios de multe ori și în străinătate ceea ce noi le oferim pe ecranele noastre. Așa că aceasta ar fi, să zicem, scopul declarat acestei sau misiunea asumată, difuzia în social a temelor de nivel înalt, în special a temelor din jurul complexității, știința complexității. Noi, un moft, cum zice Kelly, este o profesor, șefa Catedrei de Complexitate din London School of Economics, care sugerează, atenție, este un mod de a vedea lumea altfel, care integrează foarte multe străpungeri ale cunoașterii, cum v-am povestit, fractali, haos, teoria catastrofelor, sinergetică, rețele neurale, toate astea asumate creează la un moment dat o viziune nouă care trebuie cumva difuzată în social. Și ele generează, mă germinează, noua generație începe să absoarbă și devine foarte frumos. Elementul comun,
Știință și artă. Artă și știință. Nu uman și real din clasa nouă, în două drumuri, ci cele două împreună. Spuneam că tema asta este o dată importantă, că avem invitații din Brașov, dar a doua problemă importantă, că tema în sine este absolut deosebită. Și nu numai că e o problemă de sănătate și folosește o terapie neconvențională sau, în orice caz, alternativă sau complementară, cum se numește meloterapia, ci un lucru și mai important, că sunt totuși cofondator unei catedre în Academia Română, o catedră de geofizică, de geodinamică. Și noi acolo avem o temă în care arătăm că, și am măsurat că te simți bine într-un spațiu lângă pădure, de exemplu, unde este foșnetul pădurii, sau te simți bine lângă mare, unde zgomotul mării îți creează o anumită stare de bine, de reverie. Acele zgomote sunt, de fapt, reîntâlnite în domeniul meloterapiei. Deci, sunetele sunt esențiale. Natura ne-a creat un mediu în care ne simțim bine. Noi l-am artificializat, ne-am creat geometrii și elemente care vibrează într-o formă monotonă și n-am înțeles că viața înseamnă, de fapt, nu monotonie, picătura chinezească ucide, viața înseamnă cântec. Și atunci, întotdeauna, am beneficiat și noi din această colaborare, o regândire a domeniului de geostazie, cum se numește, de înțelegerea echilibrului în domeniul viu-neviu, de fapt, elementul de bază al ceea ce se numește, în final, dezvoltare durabilă. Așa că nu-i numai sănătatea noastră, ci și sănătatea planetei în joc pe lângă muzică, pe lângă vibrații, pe lângă înțelegerea structurii. E ca un fel de mesaj. Așa că, cu această introducere, nu pot decât să le mulțumesc celor doi invitați. Prima persoană este chiar cea care se face vinovată că România și Brașovul are o asemenea, să zicem, nu numai tematică, ci chiar un master oficial în cadrul Universității Transilvania. Cred că e singurul master de meloterapie din România. Așa că o să-i dau cuvântul invitatei numărul 1, doamna profesoară Stella Drăgulin, o personalitate pe care nu cred că o cunoașteți mai bine decât mine. Eu acum încep să intru în Brașov și să simt rezonanța pe care dânsa o are în clipa în care începe să aducă nu numai propria contribuție, ci talentele care a generat, l-a descoperit și l-a pus în fața noastră a tuturor. Vă mulțumesc că ați acceptat și vă rog frumos să rămână. Bine ați venit! Bună seara. În această cafenea a complexității. Da, printre oamenii de știință. Ei, și eu vreau să demonstrez că meloterapia este o știință. E o mare bucurie să fiu aici, pentru că e mai mult decât m-aș fi dus la o conferință. La o conferință te înscrii și spre bucuria noastră, foarte multe conferințe, din ce în ce mai multe conferințe au și secție de music therapy. Spuneam că e mai mult de atât, pentru că aici am fost invitată, deci nu m-am dus să plătesc și să prezint o lucrare. Fantastic! Nemai vorbind că Academia Oamenilor de Știință este foarte bine reprezentată, domnul președinte și domnul secretar științific, probabil îmi vor face un examen în plus, glumesc acum. Cu referat. Așa. Să vorbesc despre meloterapie. Sigur, mândria mea cea ascunsă este acest masterat care a luat ființă ca o poveste. Acum, domnul Florin Munteanu mi-a spus să spun povestea. Ei, o să spun, dar o să trec mai repede. Dacă v-aș spune cum a venit ideea, nici n-ați crede. Poate chiar ar fi interesant. Eram într-o librărie în străinătate și televizoarele au început să arate, era 2001, cum cad cele două blocuri turne. Și eu luasem o carte și, bineînțeles, toată lumea se uita la televizor. După ce s-a liniștit cât de cât, m-am uitat ce carte e asta, ce am luat eu, Efectul Mozart. Eram bulversată, am cumpărat-o, lasă că mă uit acasă, pentru că o fi ceva de interpretare despre Mozart. Ei, nu era de interpretare, era Efectul Mozart în meloterapie. Nu auzise meloterapie până atunci.
În sfârșit, am pornit în 2001, încet, 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 și o să vedeți unde am ajuns. Acum, eu am făcut și un conținut, un cuprins, introducere, ce este terapia prin muzică, de ce este o știință, pentru că toată lumea, nu e știință, e artă. Nu, e și știință și sigur arta prin care implementăm știința. Masterul de muzică, de meloterapie, în general, ce înseamnă modelul românesc, viziune, misiune, pași în dezvoltarea programului, cercetarea științifică, centrul de meloterapie, colaborări, concluzii. Acum, de ce terapia prin muzică este o știință? Am luat definiția exact din de la Asociația Americană a Meloterapiei, unde spune, am scris și în engleză și în românește și vreau să citesc pentru că fiecare cuvânt înseamnă ceva. Deci asta nu e de povestit, asta chiar de citit cuvânt de cuvânt. Terapia prin muzică reprezintă utilizarea clinică bazată pe dovezi măsurabile, și o să demonstreze dorul acest lucru, a intervențiilor muzicale în vederea realizării obiectivelor personalizate în cadrul unei relații terapeutice de către un specialist acreditat, absolvent al unui program universitar de terapie prin muzică. Acum am încercat să definez ce este o știință și de ce muzica este o știință. Acum chiar și muzica puțin o consideră o știință și de fapt este o știință extrem, nu merge bine să zic extrem de exactă, o știință foarte exactă, exactă, nu se cântă frumos, se cântă bine și binele arată frumos. Dacă nu cânți respectând niște reguli de necontestat în interpretarea muzicală, înseamnă că nu ești profesionist. Și în literatură, în textul vorbit, Noam Chomsky, care este cel mai mare gramatician al pământului, lucrează la MIT și acum, la 87 de ani, a demonstrat acest lucru și s-a făcut și o comparație între cum e în textul vorbit și în textul muzical. Exact același lucru. De exemplu, cu studenții mei de la canto fac deseori experimente. Luăm o arie sau un lied, ce-o fi, punem cuvintele deoparte, analizăm odată cuvintele cu subiect predicat sintactico-morfologic, apoi punem deoparte, analizăm muzica exact după aceleași reguli și apoi punem unele peste altele și vedem că este același lucru. Deci subiectul rămâne subiect și peste 50 de ani. Predicatul predicat, ce se schimbă, ce e artă. Arta este tușeul, este timbrul, este nuanța cu care realizezi acest subiect și predicat. Am găsit o definiție a științei. Știința reprezintă cunoașterea proceselor și fenomenelor, pot fi și muzicale, ca urmare a unei cercetări riguroase bazate pe măsurători care demonstrează veridicitatea funcționării prin metode general acceptate ca fiind științifice. Acum, eu v-am spus muzica de ce este o știință și muzica pe care noi o folosim la meloterapie este măsurată. Deci, dacă noi ascultăm muzică, așa să o ascultăm, chiar dacă ne punem niște căști, nu înseamnă că facem meloterapie, nici de cum. Deci muzica aceea trebuie măsurată pentru că face bine sau rău, chiar dacă e o
o muzică lentă, depinde de persoană. Mie îmi face extrem de rău un vals de Chopin, eu iubesc muzica chopiniană, nu știu, are 16 măsuri, nu pot să o ascult, a doua oară deja simt că crește tensiunea, altuia îi face bine. Am făcut niște măsurători cu Doru și spre stuparea noastră, unora, Bolerăul de Ravel, la care adormi, lumea adorme, la unele persoane face creativitatea la maximum, la 100%. Și asta se vede pe aparatele noastre. Absolut fantastic. Astăzi aș fi vrut, după la terminarea prezentării mele, să pun muzică 3 minute. Un student de-al meu de anul întâi, care, mă rog, cântă o doină absolut uluitor și nu vă pot pune, pentru că, în primul rând, eu trebuie să ies undeva, să nu aud muzica, pentru că atât de tare mă tulbură, încât îmi iau medicamentele. Deci eu nu pot să... Am încercat să-l ascult și aseară, când a fost emisiunea, a trebuit să opresc. N-am putut până la sfârșit. Dacă n-am putut eu, atunci poate mai sunt oameni sensibili care sunt afectați de profunzimea muzicii. Deci, muzica, pe lângă faptul că o măsurăm, trebuie aplicată într-un mod științific. Și aceste schimbări care sunt produse în corpul omului, care beneficiarului, pentru că nu putem să zicem pacient, sunt explicabile și sunt evidențe care se pot vedea din punct de vedere medical și psihologic. Acum, de ce caracterul științific al meloterapiei este interdisciplinar, multidisciplinar și transdisciplinar? Pentru că aduce împreună cunoștințe și evidențe și experiențe. Pentru că acum toată lumea face meloterapie, toată lumea face proiecte meloterapie, toată lumea vrea să facă meloterapie, ar aduce evidențe din muzică, psihologie, incluzând psihopatologie, psihoterapie și medicină, din toată gama medicinei. Ei, masterele de meloterapie, țin minte în 2007, gata, m-am hotărât că mă așed și mă apuc de acest master. Și am găsit o hartă care arăta în 2008 ce țări au acest master de meloterapie și unde albi nu aveau nimic. Apoi, în 2018, acum s-ar 10 ani, vedeți că toate țările au meloterapie. În America, acestea sunt numai masterele în 2014, la universități mai sunt colleges care nu le-am pus, că sunt fiecare universitate are meloterapie, deci nu le-am pus, că nu se mai vedea nimic. Și uite, în 2007 am intrat la toate școlile acestea, absolut la toate, am scos planurile de învățământ unde puteam și tot ce făceau ei interesant. Aveam rafuri de hârtii și am făcut o curiculă. Cam cum m-aș gândi eu, deci am învățat eu despre meloterapie, cum m-aș gândi care ar fi disciplinele foarte importante. Și am creionat la acustică medicală, ursuțiu, la psihologie, în sfârșit. Am pus oamenii
I-am dat telefon, ce-ați zice să veniți la o cafea în sala mea? Nimeni nu știa de ce vine și nimeni nu știa cine vine. Intră în sală și... și tu ești aici. Da, de ce ai venit? Nu știu, dar tu de ce ai venit? Nu știu, o să ne spună Stella. În sfârșit, ne-am așezat și am început cu hârtiile. Vedeți, ce vrem să facem? Și m-am gândit la voi. Ce ziceți? Veniți cu mine. Ce interesant, venim. Ei, dar e o problemă destul de spinoasă. Ca să trecem la acreditare, noi în momentul în care depunem actele, trebuie să avem cursurile făcute. Cursurile? Păi de unde cursuri? Păi, uite, toate adresele astea, intrați la toate școlile acestea și vedeți la cursuri ce se face și încercați creativ. Doru, bine, dar diacriticele nu le pun. Bine, ți le pun eu. Deci, așa am pornit noi, v-am spus și povestea. Deci, în 18 februarie, Senatul Universității Transilvania, în 2008, votează înființarea masterului și depunerea dosarului la RACIS. Și uite așa, din 2008 până în 2011 am avut învățământ la distanță. Știți că atunci masterele s-au desființat și cine a mai vrut mai departe a mai făcut un alt dosar de acreditare pentru IFR. Am făcut, a venit altă vizită, iar a trecut în unanimitate. Iar pasul cel mare s-a făcut acum în toamnă, când a pornit învățământul bugetat și la zi. Deci avem câteva borne importante în activitatea noastră. Ca să pornești așa un masterat, desigur că trebuie să ai o viziune, trebuie să ai o misiune. Eu am vrut neapărat să apară și România acum, adică România de ce să nu aibă un astfel de master. Regăsim în atâtea zeci de țări, trebuie să fim și noi în rândul lumii, nu? Ce am mai visat? Am mai visat ca meloterapia să fie o profesie acceptată în România. Și dacă e o profesie acceptată, atunci să fie finanțată de la guvern. De ce în Germania, de ce în Anglia, de ce în Olanda, de ce în atâtea țări, Franța? Profesia de meloterapeut în grila de salarizare e pe locul 7-8 din 10. De ce? Și în România nu există. Deci asta ar fi încă un vis care... cumva trebuie să ajungem să-l ajungem. Am mai visat să fie meloterapia ca o parte din approach-ul, din evaluarea holistică a unui pacient, așa cum este în toate țările lumii. Acum la congres, la conferință a venit și doctorul Hassmann, care e un mare specialist în Germania, lucrează într-o clinică și bine, a povestit și a prezentat despre cum se lucrează în clinica aceea împreună cu medicii, psihologii, meloterapeuții și fiecare știe ce are de făcut și fiecare dă un raport cu ce a făcut și evidențele care sunt evidente. Evidențele care se văd și sunt foarte apreciate. Și se ocupă nu numai de bolnavi, ci și de aparținători, pentru că bolnavul se duce acasă și aparținătorul trebuie să știe ce să-i facă și trebuie să trăiască cu boala. Deci și aparținătorul trebuie să aibă o liniștire. Ce-am mai dorit ca meloterapia să fie introdusă în spitale ca posturi de meloterapeut în școli, în
centre de copii, de vârstnici. Am făcut un pas foarte important acum câteva luni, în care spitalul ICO, deci, nu, spital, cardiologie și ortopedie, ce au ei acolo, au un cabinet de meloterapie. Deci asta este ceva, un succes care m-a uns pe inimă. 45 din cei 150 cam absolvenți ai noștri au cabinete, ori lucrează în spitale, ori chiar dacă nu e profesia de meloterapeut, e profesia de terapeut și au succese în munca lor. Dar eu aș vrea mai mult și vreau finanțarea guvernului. Și după aia mă las de meloterapie. Ei, misiunea noastră este să educăm oameni profesioniști și să le dezvoltăm leadership-ul, dragostea de a face cât se poate de mult în profesia aceasta și să le deschidem calea către colaborările internaționale. Și aici am arătat câțiva pași în care atunci când m-am apucat de primul pas, să zic, au fost 67 de colleges în Europa și în America și în 34 de master programs în țările respective, deci era deja foarte bine acceptată meloterapia în 2007. Ei, din tot v-am spus că din tot ce am văzut, am făcut curricula noastră, care am vrut să fie cea mai bogată, cea mai densă, cea mai competitivă. Și țin minte că în primul an am invitat două doamne din Anglia, profesioniste cu o istorie în meloterapie, și au venit prietenește să ne spuneți care e părerea voastră, ce ar trebui să mai facem. Și țin minte că stăteam cu Dorul la masă și zice una: ei, vă întreb eu ceva, am putea lua cursurile astea de la dumneavoastră? Așa că noi atunci eram la începutul practicii, dar teoretic eram tobă de carte. Așa, și aveam profesori de la Facultatea de Psihologie, Medicină, Computer Sciences, Muzică, aveam doctor, psihologi, cardiologi. Așa, și ne-am gândit că, da, un master care se respectă trebuie să aibă cercetare și ne-am apucat de cercetare științifică și, în primul rând, am făcut o conferință, am început un șir de conferințe. Așa, încet am crescut. Muzică ca și terapie, în primul an au avut titlul, în al doilea an, terapie prin muzică, teorie și practică, prezent și viitor. În anul 3, Quo Vadis, meloterapia, pași pentru un model românesc, și anul acesta a fost puterea muzicii, puterea cuvântului și al muzicii. Aici sunt niște poze. Apoi am participat la multe, multe conferințe, nu le-am trecut pe toate, așa, sigur că Doru mai are câteva. Articolele am scris din greu, toată echipa, am făcut doar două slide-uri, dar articolele sunt cu mult mai multe. Avem profesori și oratori atât din, uite, primul e domnul Florin Munteanu,
și din străinătate, din țările care sunt trecute acolo. Avem și un centru de meloterapie, nu e mare, două săli, dar putem începe cu instrumente, cu... Na. Suntem la început, dar e un centru de meloterapie. Aici sunt universitățile partenere și mai sunt alții care sunt pe drum și am făcut contracte de colaborare. Apoi organizații similare, nu sunt similare, că noi nu avem clinică de meloterapie, dar în sfârșit, cei care vor să deschidă porțile, să vedem cam cum se face un centru de meloterapie într-un spital sau un spital întreg. Am fost și în Erasmus, să vedem în Anglia cum este. Bine, ei sunt mult înaintea noastră, dar sunt înaintea noastră cu partea, cu meloterapia activă. Știți că meloterapia este activă și pasivă, pasivă cu muzica care există, activă cu ceea ce compui în momentul acela pentru necesitățile clientului. Și ei aici cam asta folosesc. Doru zice, bine, dar ăștia nu măsoară nimica. Cum faceți voi, nemăsurat? Și da, am zis, da, trebuie să măsurăm muzica. Doru, da, nu măsoară, să vină la noi, să vedem cum facem. Sigur că noi avem și mândrie, suntem și foarte dorniți să vedem cum se face, dar avem și noi. Asta e laboratorul lui Doru și o să povestească. Așa, și niște... concluzii. Nouă generații de meloterapeuți, conferința, patru ediții, mai mult de 150 de studenți care au fost în acești 9 ani, peste 85 au trecut dizertația, 45 deja lucrează, un PhD student, centru muzical, workshops. Ei, în vara aceasta am avut un mare, mare succes, pentru că fiind la Beijing cu niște studenți pentru concerte, soția ambasadorului a graduat la noi și s-a dus pe la spitalele mari de la Beijing dacă sunt interesați să facem o demonstrație de meloterapie. Și au fost foarte interesanți. Vai, de când vrem să facem și noi? Haideți, veniți! Ei, un spital și alt spital este United Family Rehabilitation Hospital și Oasis International Hospital și vedeți aici... Bine, cum vorbim, cum cântăm, dar acolo pacienții, vedeți, de toate vârstele au adus și bebeluși. Deci a avut un succes extraordinar și la două universități din Hangzhou, universitate, al doilea oraș al Chinei, și din Shenyang, Universitatea de Medicină Tradițională, tocmai că au depus dosarul pentru a primi aprobare în meloterapie și sunt foarte fericiți că o să colaboreze cu noi și noi o să învățăm tot drumul ăsta pe care l-am suferit până în ziua de astăzi. Ei, cam asta a fost povestea. Mult puțin, nu știu, cu toții am făcut-o cu mare... drag de a face ceva nou, interdisciplinar și ceva care să rămână în urma noastră, că asta am făcut noi. Am pus România pe harta lumii și cu meloterapia. Vă mulțumesc! E minunat și foarte important să simți istoria, cum se creează. E foarte ușor să amplifici când totul e stabilizat. E foarte greu să naști un lucru nou, mai ales într-un domeniu care pare interesant, pare deosebit, dar lumea nu are încă
toate nici conștiința cât de greu este să zidești, apropo de Ana care trebuie zidită la temelia unei idei noi. Deci cu efortul respectiv, o dată făcut, am putea să contribuim și noi să-l amplificăm. Asta înseamnă să povestim despre ce este, să arătăm că există o preocupare de acest gen. Știința începe de unde se poate măsura, deci, adevăr, partea de confirmare experimentală este foarte importantă, dar Drăgănescu ne spunea un lucru fundamental, realitatea este structural fenomenologică, adică nu tot universul poate fi împachetat în forme structurale, adică cuvinte, formule, limbaje. Mai există ceva, că e o qualia care trebuie să o facem printr-o meditație, care înseamnă o inițiere, nu o educație. Educația pentru lumea exterioară, inițierea este pentru a înțelege și a opera în această realitate mai subtilă. Nu o spune doar, să zicem, filozofia, ci o spune o realitate a unui academician, profesorul Mihai Drăgănescu, care practic a pus bazele electronice în România. Deci, practic, cărțile de ortofizică al lui Drăgănescu cred că ar merita și săptămâna viitoare, lunea viitoare, cât și cafeneaua noastră din două în două săptămâni, dar o săptămână e un curs deschis de complexitate pe care încerc să-l țin tocmai pentru a duce la cei care vin, de obicei sunt destul de mulți tineri, să discutăm despre problema asta a moștenirii românești de extrem de profunde, de la, nu aș ști pe cine să iau, numai deschizător de drumuri, cu 10 ani înainte de alte lucruri din lume. Numai Onicescu, 10 ani înainte de lui, de Neumann. Numai, cum să spun, ortofizica lui Drăgănescu este cu 10 ani înainte a lui Wheeler, de exemplu. După 10 ani spune același lucru, numai că are ecou, pentru că o țară mică, dacă nu știe să-și creeze un mod de amplificare, și cine o poate să o facă? Academiile, pentru că academiile propun premiul Nobel, nu propune societatea civilă. Deci avem de discutat. Dar trecând acum la partea concretă, cât de interesant este când pui și partea rațională pe lângă cea emoțională în funcțiune, vreau să mărturisesc că sunt foarte încântat, fericit, nici nu știu cum să spun, că există în Brașov un personaj, că eu zic că e un personaj, Doru Ursuțiu, care are nu numai competența, dar un laborator care, dacă lumea ar înțelege ce valoare are laboratorul respectiv, ne-am mândrit cu orașul cu totul. Vedeți ce interesant, am progresat extrem de tare în tehnologie. Avem rețele neurale care pot măsura realitatea într-o formă dincolo de chiar a rețeaua semantică a omului. Este o performanță extraordinară, îl avem și nu le folosim. Și când cineva vrea să le arate, e așa de mare diferența de abordare încât practic lumea se sperie și nu știe și nu vrea să verifice că la noi în Brașov există un ursuțiu. Te rog. În primul rând vă mulțumesc pentru că sunteți aici și am posibilitatea să vorbesc în fața domniilor voastre. Abordarea mea este puțin diferită. Titlul este legat de meloterapie, dar vreau să vă spun că el reflectă felul meu de a gândi, felul meu de a acționa. De ce educația afectivă? Pentru că eu totdeauna tratez studentul din fața mea ca pe propria mea fică. Asta este lucrul cel mai important. Al doilea lucru important de acolo sunt noile tehnologii. Eu, studenții știu că dacă două săptămâni nu pot să aduc ceva nou în fața lor, încep să fiu trist. Deci, plecând de la această idee, prezentarea mea. A doua idee importantă, vedeți că sunt acolo patru oameni sau pot să fie și mai mulți. Deci totdeauna gândesc în grup. Deci gândesc la cei care au idei și împreună să facem ceva. Este foarte greu să faci singur ceva, dar nu este imposibil. Deci plecând de la aceste două idei. Partener. Deci, în primul rând, că colaborăm mai mulți cu diverse specialități la meloterapia din Brașov. Pentru mine a fost o piatră de încercare, dacă vreți să particip și să fiu dascăl la meloterapie. Încercăm să punem împreună experiența mai multor oameni, care acoperă mai multe domenii interesante și care sunt conjunctural legate de a dovedi, într-adevăr, efectele pe care le produce muzica. Vedeți, acolo este școala hotelieră din Lausanne. De ce este acolo? Pentru că unul din managerii școlii a terminat un doctorat la Universitatea Transilvania din Brașov. Și este foarte important de ce s-a dus acolo ca inginer și le-a spus că în industria hotelieră ei de ce nu au ingineri. Deci, dintr-o dată a făcut un contrast, dacă vedeți, față de școală hotelieră și meseria de inginer. Același lucru se întâmplă și la meloterapie.
De foarte multe ori trebuie să ne gândim și la cei care sunt în fața noastră. Stella n-a vorbit despre structura studenților, dar sunt între 27 și 65 de ani, cu diverse specializări, nu știu fizică, nu știu electronică, nu știu informatică. Deci, în aceste condiții, trebuie să facem niște lucruri bune. Deci, de ce discut de școala hotelierilor din Lausanne? Pentru că ei au un concept de ospitalitate, un concept foarte interesant. De ce? Pentru că noi mergem într-un hotel, de ce? Ca să ne simțim bine. Nu mergem numai într-o călătorie. Totdeauna un hotel trebuie să creeze ambianța de acasă. Aceeași ambianță trebuie să o creăm în universitate în momentul în care discutăm cu studenții noștri. Deci este o conjunctură și o conectivitate foarte serioasă. Deci dacă ne gândim la terapia prin muzică, în momentul în care tu te duci la un hotel, el ar trebui să știe deja cine vine, ce temperatură vrei în cameră, ce muzică vrei în cameră, dacă vrei perdele să fie trase sau nu, să fie soare, să fie luminos, să fie spre nord, spre sud. Deci niște lucruri foarte interesante. Ray este cel de la industria hotelieră, a fost invitat de noi aici la o conferință și a prezentat ceva legat de creativitate. Și a arătat două slide-uri care, iară, pe mine m-au interesat foarte mult pentru că sunt definitorii. Și anume, a arătat că acum 30 de ani, o cameră de hotel se curăța în 30 de minute, era o doamnă într-un halat albastru, mai în vârstă, și a arătat ce este acum. Tot în 30 de minute se curăță o cameră de hotel, e o doamnă mai tânără și cu fusta mai scurtă. Deci nu s-a schimbat nimic în industria hotelieră. Ei, același lucru îl vedem mai nou în școala noastră și trebuie să ne gândim să schimbăm ceva. Să-i scurtăm măcar fusta, dacă nu altceva. Da? Și, bineînțeles, colegul Florin Munteanu, care a început să fie parte a Universității Transilvania și sperăm să facem multe lucruri împreună. Merg mai departe. Nu pot să nu arăt noua imagine a universității. De ce? Pentru că mie mi se pare că este strâns legată de ceea ce discutăm. Și anume, ideea că să punem studentul în centru. Iar dacă gândim din punctul de vedere al dascălului, și noi suntem în centru din punctul de vedere al conducerii universității. Deci conducerea universității vede dascălul în centru, iar dascălii văd studentul în centru. Și este un lucru frumos și un mesaj care eu îl transmit în toate conferințele. În această universitate ființează un centru de valorificare și transfer de competențe care a fost făcut prin 95 cu 300.000 de ECU, da? O sumă imensă pentru perioada aia, da? Și am încercat să facem un centru care să reziste și rezistă. Au încercat unii să-l desfințeze de 2, 3, 4, 5 sau mai multe ori, dar n-au reușit. De ce? Pentru că avem o ușă foarte puternică și le închidem în nas. În interior avem un laborator de creativitate. Acest laborator l-am pus la dispoziție și este la dispoziția meloterapiei. Deci discutăm despre aceste lucruri. De ce educația afectivă? Pentru că eu îmi doresc să fiu altfel cu studentul. Da? Și dacă vă duceți și vă uitați la o întreprindere, produsul este ceea ce dictează calitatea. Întreprinderea face totul ca produsul să fie de calitate. Dacă mergem mai departe în educație, produsul de fapt este legat strâns de modul în care se livrează educația. Și asta trebuie să fie de calitate. Să avem un mod demn și drăguț de livrare a educației. În medicină vine ceva în plus. Clientul educației este partenerul nostru și este coproducător. Și acest lucru am încercat să-l fac în laboratorul de meloterapie. Să incit pe studenți să facem cercetare, să măsurăm, să facem niște lucruri și rezultatele au fost spectaculoase. După o discuție, 4 studenți au scris un articol, a fost prezentat la o conferință internațională și în mai puțin de o lună a fost publicat într-o carte de prestigiu. Deci se poate lucra cu studentul în timp foarte scurt și în laborator. De ce pierde ceva studentul dacă nu este tratat astfel? Pentru că el trebuie să se simtă ca și acasă. Și acasă are parte de o educație, eu zic, încă bună. Și atunci trebuie să creăm această atmosferă și la universitate. Deci, ce este produsul ăsta educație? Oare ce-o fi educația, da? Cum este produsul ăsta și cum evoluează el în momentul în care îl gândesc din punctul de vedere al meroterapiei? Deci, în primul rând, eu nu sunt teoretician, eu sunt practician. Și atunci am încercat să aduc acest domeniu în laboratorul de creativitate pentru meloterapie.
Deci cum și când devine studentul parte în educație? Deci e normal că la început trebuie să-i dai niște cunoștințe pregătitoare, dar după aia imediat să întorci placa și să lucrezi cu studentul direct ca și cum ar fi unul din colegii tăi în cercetare. Când se discută schimbări în educație, de multe ori lumea nu înțelege aceste lucruri sau, dimpotrivă, sunt unii care se pun perpendicular. Cred că toți ați avut astfel de colegi, când încearcă o problemă să fie soluționată, ei se pun perpendicular și o blochează. Asta se întâmplă permanent. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie să fim activi și creativi. Asta este esențial și pe poziția întâia în momentul de față. Cum facem acest lucru? Poate unii nu știu ce înseamnă LabVIEW, Laboratory Virtual Engineering Workbench. Deci e un soft grafic pentru ingineri, dar este un soft grafic care se poate utiliza pentru orice. Și acest soft l-am adus în universitate și mă chinui din 93. În ce sens mă chinui? Că de două ori am cumpărat licență de campus pentru universitate și de două ori colegii n-au înțeles să o întrețină. Și în loc să dăm 10.000 de euro, trebuia să dăm 1.000 sau 1.500 de euro să întreținem pentru toți dascălii și toți studenții din universitate. Când am adus a doua oară softul, l-am plătit eu 2 ani întreținerea. După 2 ani nu am mai făcut-o. Deci noi am ales acest software pentru că este de 10 ori mai ușor de învățat ca orice altceva și de 10 ori mai repede faci aplicații. Deci dacă mulțiți, găsiți un factor de 100. Și atunci de ce să nu-l folosim? Ultima licență de campus este din 2012. Vreau să vă spun că cei de la National Instruments au văzut activitatea centrului și mi-au spus că atâta timp cât mă mișc, am o licență de LabVIEW la zi. Și într-un an, când nu mi-au trimis licența, le-am scris un mesaj scurt: mă mișc. Și au înțeles și mi-au trimis licența. Da? Deci este o modalitate clară de a acționa cu firme. Pentru că foarte mulți folosesc Arduino și Raspberry Pi, am contactat o firmă din Statele Unite care a început să lucreze, să dezvolte direct din LabVIEW să poți programa Arduino și Raspberry Pi. Și am fost lansat și l-am prezentat, am fost printre primii care l-am prezentat. Între timp am văzut că cei de la Engen din Armenia dezvoltă o componentă de inteligență artificială făcută în LabVIEW. La toate congresele care am fost în ultimii 2 sau 3 ani, aproape toate lucrările au avut o componentă de inteligență artificială și noi încă nu înțelegem acest lucru și încă nu predăm suficient inteligența artificială. Deci vine din urmă și ne dă afară din casă, dar noi nu înțelegem acest lucru. Și atunci am mers la această firmă și le-am cerut softul. Mi-au spus 2.500 de euro. După ce le-am dat niște informații ce facem noi la laboratorul de creativitate, a fost 1.500 de euro. Și pentru că săptămâna trecută am ținut o conferință invitată la Meditech la Cluj și le-am arătat două poze de la Meditech, mi-au trimis-o gratis în timpul Meditech-ului. Deci se poate. Vedeți, de la 2500, 1500, 0. Asta e partea asta, deși o să-mi place cel mai mult cu 0. Da? Deci, cei de la National Instruments au un biomedical toolkit în LabVIEW, care la fel este gratis și în ăsta se fac o serie de lucruri foarte frumoase pentru domeniul despre care discutăm. Noile tehnologii. Deci mie îmi plac noile tehnologii și încerc să le aduc în fiecare zi și să le ofer pe masa studentului. Da? Dar înainte, și ca să explic aceste noi tehnologii, pun două poze care mă însoțesc la multe din prezentările mele. Și anume că studentul este un homo sapiens, da? Și are în mână acel telefon, regret că nu se vede pe ecran, monitor spotul, dar totdeauna are în mână un telefon inteligent. Nevastă mea nu mă înțelege de ce mi-l schimb și eu la 2 ani maxim. Încerc în fiecare an, dar nu totdeauna reușesc. Da? De ce trebuie? Pentru că eu trebuie să mă duc la student și să mă cobor la nivelul studentului. Studentul aștept să vină în sus, să vină la nivelul meu. Dacă nu reușim, măcar ne întâlnim la mijloc undeva. A doua poză foarte frumoasă este asta, da? Deci totdeauna eu prezint asta și spun că astea sunt bunicile noastre sau străbunicile noastre și că în România se folosește calculatorul la acest nivel. Și atunci încerc să le arăt că suntem la nivelul lor. Niciodată nu m-am dus la o conferință să mă simt prost sau să mă simt mai jos decât cei de acolo. Și am ajuns la o anumită chestie în care lărgesc puțin domeniul. Deci vreau să vă spun că de 4 ani de zile cu firma Miele, acolo este un director extraordinar pentru resurse umane, e o doamnă, da?
care a avut ideea că învățământul are probleme. Și în mod esențial, învățământul pentru electronică are probleme. Și atunci am început să formăm un consorțiu al firmelor de electronică din România și să încercăm cu aceste firme să modificăm ceva pentru educație. Asta a fost ideea de bază și deținem de ea în continuare și o aduc în contextul despre care discutăm. Deci, acolo s-a avut o viziune, s-a construit o strategie și o anumită tactică. Asta este caracteristic și pentru ceea ce trebuie să facem în învățământ. Și anume, trebuie să avem o modalitate convergentă de a privi lucrurile. Deci, aceste două, trei lucruri să le ducem împreună și să le ducem la un bun sfârșit. Deci ne-am dus și am cercetat cu cei de la Mile și cu consorțiul de firme de electronică, cu inspectoratul școlar și așa mai departe, și am văzut că aceste 10 lucruri erau importante în 2015. Dacă ne uităm numai la creativitate, vedeți că a sărit pe locul 3 în 2020. Da? Deci pentru 2020 creativitatea trebuie să fie pe locul 3. Vreau să vă spun că ne-am întâlnit cu mai mulți directori de școală, inspectoratul, o discuție complexă despre educație și s-a găsit un director să spună eu predau toate astea, le fac toate astea în școală. Și cum îs obraznic, m-am ridicat și am pus două întrebări și m-am făcut de rușine, că n-avea nicio tangență cu aceste lucruri. Da? Și este urât să te pui perpendicular pe o dezvoltare care se face chiar independent de tine și să o blochezi spunând că noi facem acest lucru. Nu e adevărat, nu se face. Și atunci ne-am pus problema să schimbăm ceva și nu numai atâta, să ne gândim la educație țintind 2030 și ce ar trebui să fie în 2030. Deci că este educație de meloterapie sau că nu este, asta este important. Și vreau să vă spun că lucrurile merg înainte. Ne-am întâlnit cu inspectoratul, am decis 10 școli din Brașov să facem un pilon. Și pilotul ăsta să fie reprezentativ, să-l putem prezenta mai sus. Da? Pentru că totdeauna încercam să facem ceva fără un lucru concret. Ei, când s-a discutat cum să abordăm cele 10 școli care au copii de la școală generală până la liceu, ce să fie partea comună? Ghiciți care e partea comună din ce am spus eu până acum? LabVIEW. Deci, la sfârșit am venit cu această propunere, m-am angajat să obțin o licență gratuită de la National Instruments pentru cele 10 școli și pentru acest lucru, care mi se pare frumos și deosebit, și să avem un element comun care să lege și să ajungem la dezvoltarea pe care o dorim. Deci, de la universitate, vedeți, ne-am îndreptat spre ce? Și anume ne-am îndreptat spre școală. Și vedeți, acolo Mirela Sabău este fostă studentă de-a mea la meloterapie și este profesoară de fizică la Liceul Meșotă, Octavian Polexa la fel, Dan Chirilă la Liceul de Informatică. Deci am încercat să ne mutăm și spre școală. Deci și spre industrie și spre școală. Toate propunerile care le-am făcut au fost considerate ca foarte serioase și prezidenția ne-a acceptat și suntem parte a programului președintelui de Românie Educată. Deci se poate. Deci în momentul în care lucrezi constant într-o direcție, poți să faci acest lucru. Ne-am dus în școală. Vreau să vă spun că nu mergem să educăm școala. Transmitem informația și îi lăsăm pe ei să lucreze. Deci am ales un grup țintă și le-am dat pe mână softul și o cască care ridică undele cerebrale și după ce le-am spus câteva cuvinte, le-am lăsat să lucreze singuri. Deci asta este un lucru important, că el să se simtă că este propriul lui profesor. Ne-am dus și am început să adăugăm mulți parametri, pentru că eu sunt practician, eu doresc să văd cum muzica influențează sau nu influențează. Și am adăugat partea de oxigenare, am luat de la Lidl un dispozitiv foarte ieftin care are parte comună că tot ce folosim are Bluetooth și putem colecta informația în calculator. Am luat un dispozitiv care măsoară temperatura, tot de la Lidl, tot cu Bluetooth. Am luat un dispozitiv pentru puls, da? Tot de la Lidl cu Bluetooth. Da? Și cele două indicatoare de atenție și meditație de la casa pe care v-am arătat. Și acum facem aceste studii în absența muzicii, verificăm toți acești parametri, după care în prezența muzicii vedem ce se întâmplă.
Și am lăsat copiii să facă măsurătorile, copiii să interpreteze rezultate. Și lucrul a fost spectaculos și interesant. Deci, asta este casca, așa arată. Ce este important la acest dispozitiv? Că este foarte ieftin, după mine. Deci, în America puteți să-l cumpărați de la $50 în sus. În Europa e 100 și ceva de euro și a apărut și în România, se vinde în momentul de față. El are 3 contacte, un contact se pune la ureche, un contact pe frunte și transmite pe Bluetooth undele cerebrale. Transmite atenția, transmite nivelul de meditație și acum există un articol științific și este în lucru dezvoltarea unui soft în care putem să ne controlăm creativitatea cu această cască. Da? Și așa arată ansamblat. Deci, copii, vedeți, copil îl educă și măsoară cu celălalt copil. Deci nu este prezent un dascăl. Dascălul este undeva în spate, dacă este, da? Și am oferit tehnologia de la universitate în școală, da? Vedeți frumos, studiază meditația, înregistrează, dar după primele 2 sau 3 ședințe m-am dus cu tot ce avem în laboratorul de creativitate pe masă, ca să le arăt că mai există lucruri și mai interesante și să-i deschid. Nu trebuie lăsați în poziția aia. Când ai văzut că merge lucru și se întâmplă lucruri pozitive, să încercăm să-i deschidem mai tare. Și au fost foarte interesați. Uitați-vă frumos, acolo este un dispozitiv de la Cypress, care este un procesor care are și parte analogică și parte digitală. Se programează ca și LabVIEW grafic, foarte ușor, deși elevii pot să-l programeze. Și nu are aproape nicio componentă externă. Elevul plimbă degetul pe culoarea de acolo și se colorează LED-ul după culoarea respectivă și pe nivelul de intensitate respectivă. Dintr-o dată au fost atrași de acest lucru. Și atunci am început să combinăm meloterapia și cu colorterapia. Și prima surprinzătoare observație, că în momentul în care am pus o lumină verde, indiferent de ce se întâmpla în sală, atenția a crescut cu 20%, ca un puls. Am oprit lumina verde, a coborât cu 20%. Deci, dintr-o dată, să ai un copil care îi crește atenția cu 20%, atunci de ce să nu pui o lumină verde în casă sau poate să pictezi întâmplător? Casa mea e verde în interior. Da, întâmplător. După care am selectat 10 melodii. Aceste melodii au fost selectate de doctoranda colegei Stella de Gulin, și am cerut să pună 10 melodii total diferite, da? De ce? Ca să putem vedea ce se întâmplă în momentul în care sunt diferite. Printre ele vedeți că este și Borerou-ul, da? Și a fost o chestie simpatică. Domnul rector ne-a anunțat, vin la laboratorul de creativitate să văd ce faceți acolo. Eu am pregătit, uite, o prezentare PowerPoint și am dat să o pun. Nu, nu, ursuțiu, nu mă interesează asta, mă interesează să îmi dovedești că măsurați. Atunci am pus casca domnului rector și ne-am uitat la ce unde cerebrale sunt ridicate după diversele melodii. Și la sfârșit domnul rector a întrebat, da, ce poți să-mi spui, ursuțiu? Păi zic, foarte simplu, Borerou-ul de Ravel a făcut cel mai mare efect. Corect. A pus casca jos, v-am crezut și a plecat. Ăsta este actualul rector. Este extraordinar din punctul meu de vedere. Da? Deci cu aceste melodii s-au făcut diverse observații, da? Și prima observație că nu toți știau melodiile. Deci asta a fost o observație bună. Înseamnă că Fulvia a ales foarte bine melodiile. Unele le știau, unele nu. Și copiii, după ce au făcut experimentul, au venit cu o idee. Și anume, următorul experiment, lăsați-ne pe noi să alegem 10 melodii care ne interesează pe noi. Și deci deja ei sunt pregătiți să facă o nouă cercetare. Singur s-au oferit pentru chestia asta. La început, ca să-i atragem mai bine, am pus cele 2 jocuri care vin gratuit cu casca. Deci un joc de atenție prin care explodezi un butoi. Deci te gândești, îți focalizezi atenția și butoiul explodează mai repede sau mai târziu. Da? Sau meditație și ridici acel obiect cu o anumită viteză și la o anumită înălțime. Deci vreau să vă spun simplu, fiica mea are IQ peste 110, da? Eu m-am chinuit să ridic, de-abia am putut 2 metri jumate. Ea a venit, s-a așezat și a ridicat 12 metri. Nu e foarte mult. De ce? M-am întâlnit cu elevii de la Meșote și un olimpic mi-a cerut permisiunea să facă același exercițiu.
și nu urnea bila de jos, nu reușea să o ridice deloc. După care mi-a spus, domnul Suțiu, mă lăsați 10 minute să fac training. Dar cum să nu? L-am lăsat 10 minute, după care a ridicat 24 de metri bila. Deci asta înseamnă că ai un dispozitiv cu care vezi cum poți să-ți altrănesc creierul ca să obții rezultatele pozitive. După ce au făcut chestia asta, ei au cercetat oxigenarea, temperatura, pulsul și așa mai departe și vedeți rezultatele. Uitați o melodie, adică unul din studenți, al cincelea, da, e ieșit din comun acolo. Sau mă duc mai departe, aici al doilea student. Deci nu totdeauna toate melodiile se potrivesc la toată lumea și au același efect. Deci e obligatoriu să măsori. Dacă nu măsori, afirmațiile sunt quasi gratuite. Deci, love you și inteligența artificială. O teorie specială, maxim entropy method, cu care facem analiza spectrală folosind un număr mai mic de puncte și mult mai rapidă. Deci ca să nu plictisim publicul, când vrem să vedem frecvențele respective, folosim maxim entropy method. M-am spus că în LabVIEW s-a dezvoltat acest Deep Learning Toolkit și firma este NGen. Da? Deci, ce face acest toolkit? Putem să facem clasificarea de imagini. Foarte ușor. Putem să facem detecție de obiecte. Putem să recunoaștem vorbirea. Păi dacă recunoaștem vorbirea, putem să recunoaștem anumite structuri în melodie și acele structuri sunt responsabile, de fapt, de efectul meloterapiei. Și asta încercăm să facem acum, să detectăm aceste structuri. Ați discutat ceva, Florin, de ce ne plac anumite lucruri? De ce vă plimbați la mare pe faleză? De ce? Simplu, că dacă îi faceți analiza spectrală, acel sunet al falezei este 1 pe F, adică are frecvențele joase cresc cu inversul proporțional al frecvenței. Eu am un doctorat în zgomot 1 pe F, încă nu este elucidat de nimeni, dar este adevărat. Așa arată iconurile din LabVIEW, pui un icon, el face pentru tine ce trebuie, nu trebuie să știi ce e în interiorul iconului, deci poți să programezi extraordinar de ușor. Dar nu ne-am oprit nici la școală, ne-am dus mai departe. Și anume unde ne-am dus? Noaptea cercetătorului. Eu eram plecat în Grecia, profesoara era, își construia casa și a dat căștile și au ajuns la, pe mâna copiilor. Uitați-vă! Uitați-vă ce este în jurul lui. Da? Și sunt copii așa mici, da? Care au înțeles la ce servește casca respectivă și au vrut să o folosească. Da? Uitați-vă ce frumos acolo, da? Fac meditație și, uitați-vă, copilul are niște noțiuni de meditație yoga. Și s-a gândit dacă combină cele două. Deci el a venit cu ideea. Și trainingul e făcut de copii de aceeași vârstă. Da? Deci ideea mea este că am avut succes. Deci am avut succes de la copiii mici până la studenți și până la adulți. Cea mai în vârstă persoană care a făcut meloterapie cu mine venea de la Oradea toată noaptea, stătea în internet cafe la gară, venea la cursurile de la laboratorul de creativitate și a doua noapte pleca înapoi la Oradea. Și și acum primesc mesaje, cu toate că avea 65 de ani și n-avea tangență și a învățat la LabVIEW și mi-a mulțumit pentru acest lucru și mulțumește și acum. Deci nu rămânem și mergem în continuă evoluție. Deci vreau să vă spun că în momentul în care am luat căștile respective, nu le-am cumpărat numai să le cumpăr. Imediat am scris un mesaj la cei doi care au inventat căștile din Silicon Valley. Și un japonez mi-a răspuns și cu el întrețin de atunci legătura. Acum mi-au trimis versiunea nouă, gratis, bineînțeles, că v-am spus că îmi place suma aia de zero. Da? Deci ce se întâmplă? Această cască poate să dubleze capacitatea de învățare a unui elev. Da? Deci puteți downloada aceste două aplicații care sunt gratuite, dar ce este mai important este aceste DAFIN. Toată lumea știe că Finlanda este cea mai bună în educație. Da? Cred că nu este cineva să aibă dubii. Da? Este cel mai mare centru de cercetare în domeniul educației viitorului. Și Edafin a selectat această cască. Deci a înțeles că este extraordinară și a selectat.
Asta înseamnă că noi, care am adus-o cu vreo 4 ani înainte, nu ne-am înșelat. Deci trebuie să vedem trendul device-urilor și să luăm cele care sunt bune. Da? Deci vedeți frumos, ei au dezvoltat, vedeți că scrie EDA acolo, și ei au dezvoltat această aplicație pentru telefonul mobil. Și cum lucrează? Studentul, elevul, de fapt, își pune casca, după care amândoi învață și pe masă este mobilul. Casca interacționează cu mobilul și în momentul în care vede că studentul nu mai are capacitatea de învățare corespunzătoare, el atenționează. Acum fă o pauză. Noi auzim des la televizor această chestie că nu sta la calculator 8 ore, ridică-te din când în când și plimbă-te. Dar cât o facem? Aproape niciunul. Dar aici îi semnalează și îi spune nu mai ai decât 30% din capacitatea de învățare. El se scoală și face câteva mișcări. Celălalt nu. Vedeți că fiecare are timpii lui și modalitățile lui. Se revine și poate învăța din nou în momentul în care puterea de învățare este maximă. Deci asta este modalitatea în care tehnologia lucrează. Merg mai departe, am primit aceste dispozitive și ce este important, că am cerut și am primit și 5 dispozitive care sunt în cască. Și acum noi urmează să le programăm cu studenții și să facem propriile softuri în interiorul acestui dispozitiv. Merg mai departe. Scanând literatura și discutând cu mulți, am văzut că Maxim a făcut un dispozitiv foarte interesant. Le-am scris și mi-au spus, nu, domn profesor, nu. Pentru ce mi-a scris, nu vă dăm. Și 150 de euro. Am zis, bine, am trimis încă 3 poze și încă 3 poze, după care, bineînțeles, că mi-au trimis dispozitivul gratis. Da? Uitați-vă, este de dimensiunea unui coin, de unei baterii de 3 volți. Îl pui pe piept, 6 zile poți să-l porți cu scociul ăla de acolo, de 6 zile, și să-ți măsoare toți parametrii și să-i înregistreze. Are și accelerometru, are rotație, deci toate mișcările ți le înregistrează, poți să detectezi dacă pășești greșit, dacă ai un balans, orice. Deci orice se poate face direct. Sau poți să-ți pui cu un elastic și să faci sport și să faci monitorizarea în timpul sportului. Deci 150 de euro a intrat săptămâna trecută și deja am început să-l folosim și să-l prezentăm. Asta este modalitatea mea de a iubi tehnologia și de a căuta cea mai bună. Dar nu ne-am oprit nici aici. De ce? Pentru că ne-am gândit să oferim studentului și capacitatea de a-și face propriul dispozitiv. Deci să simulăm, să testăm, să facem PCB-ul, da? Și să alimentăm și să folosim dispozitivul respectiv. Pe piață existau 2 printere care făceau acest lucru. După 4 ani de zile ne-am hotărât să aducem unul din ele. Unul făcut în Israel care costă 300.000 de euro. Și dau niște elemente demonstrative, dar nu i-am putut convinge că laboratorul de creativitate e așa important ca și o zonă din Statele Unite, de la MIT sau de la Boston. Și mi-au zis, încă nu putem să-ți dăm un demo. Și atunci m-am dus mai jos la Volterra. Aveam 2.000 de dolari în cont și am scris la toate firmele din Brașov cu care lucrăm, da? Și le-am spus, le-am prezentat frumos ce înseamnă Volterra pentru student, da? Că este un printer micuț, elegant, pus pe masă și care poate să facă direct PCB-ul și studentul să testeze în curs de o oră ceea ce a produs. Și după ce am descris toate chestiile și de ce e util și pentru industria brașoveană să avem acest printer, să le trăinuim oamenii, mi-a venit în ultima clipă ideea să-l pun în carbon copy pe domnul rector. În ultima clipă. Era să nu fac asta. Ce s-a întâmplat? A triggerat ceva la domnul rector, s-a dus la aprovizionare și a zis, dar eu de ce nu-i pot cumpăra lui Ursuțiu acest dispozitiv? Și l-a cumpărat cu toți banii. Eu am făcut economie de 2.000 de euro și acum firma Miele mi-a dat 1.500 de euro să cumpăr consumabile pentru această imprimantă. Imprimanta este în laborator, vedeți, măsoară cu mare precizie, are un sistem de măsură dacă placa e denivelată sau dacă vreau să fac un circuit 3D, da? După care găurește placa și face un PCB, uitați-l, îl printează, are cuptor înăuntru, lipește PCB-ul, lipește componentele, pun bateria și funcționează. În mai puțin de o oră. Da? Deci, acolo aveți
placa de la Raspberry Pi, care se vinde pe piață, și au arătat că se poate face cu printerul lor. Da? Un sistem de taguri, Wi-Fi, un cuptor 3D, da? Un circuit 3D. Dar ce este mai important vine acum. Că de fapt asta am adus-o pentru că putem face electronică flexibilă și putem face senzori biomedicali, care în general sunt pe dispozitive flexibile. Da? Vedeți Skepton, da? Vedeți că se poate lipi direct acolo elementul activ și putem să facem acest senzor. Schimbăm cerneala care e în printer și direct printăm cu o cerneală care e sensibilă la infraroșu sau la ultraviolet. Și am făcut un senzor pe infraroșu sau ultraviolet. Deci putem face și cercetare, nu numai să învățăm studenții să folosească. Revin asupra copilului. Casca pe care ați văzut-o are în internet, dacă vă uitați, eu garantez că-s de la 2-3 mii de aplicații în sus. Da? Și v-am pus aici numai 8 astfel de aplicații și le-am ales pe cele care sunt gratuite. Da? Deci automat când cumperi un obiect de 50 de dolari, automat ai acces la mii de aplicații gratuite și elevul și copilul poate să folosească această. Deci copiii de 10 ani, aici este zona în care a fost cel mai folosit acest dispozitiv. Mă duc mai departe. Acum 4 ani mi-a venit ideea să fur banii celor din Qatar. De ce numai ei să ne fure banii noștri? Da? Și m-am adresat în National Science Qatar și am încercat să fac o conferință în Qatar. Și după 4 ani de zile, vedeți, Qatar a sponsorizat această conferință. De fapt, este un workshop pe Emerging Technology in Biomedical Engineering. A fost foarte bine primit și pe chestia asta, acum o să primim bani să organizăm o conferință internațională. M-am dus acolo, eu nu știam pe nimeni din Qatar și nici pe omul ăla cu care am corespondat, cred că 100-200 de mesaje. Și am întrebat o doamnă, mi-l arăs și pe mie, și mie pe Jihad. Și mi-a zis, pe ea acolo. Dar toți de acolo erau la fel. Și atunci am rugat-o frumos să mă ducă și să pună mâna pe om să mi-l arate. Și a fost foarte frumos și a fost foarte bine. Vedeți frumos specialiștii care au fost invitați acolo, vedeți că sunt unul din cei trei organizatori, da? Vedeți pe colega Stella Drăgulin, vedeți pe Liliana Rogozea, da? Vedeți pe Mircea Stremțan, care este șeful pentru National Instruments, pentru softul LabVIEW din România. Îl vedeți pe Alin Tisan, care este la Cambridge și este român, da? Deci nu m-am dus cu mâna goală, m-am dus cu 7 oameni după mine, la care la toți le-am plătit drumul și toate cele. Deci, când am intrat în sală, a venit alt personaj spre mine și a zis, Zoru, eu sunt cel care te-am finanțat. Zice, mi se pare interesant, să știi că poți să treci la nivelul următor, să faci o cerere de contract. Dar zice, e o problemă, n-ai voie să scoți din Qatar decât 35% din valoare. Și eu am spus, da, foarte bine, 3 milioane, scot 1 milion, mie îmi convine. Și a rămas că urmează să găsim un colectiv, să facem și o cercetare. Da? Colaborarea cu Qatar. M-am întors, am explicat ce rezultate avem cu Qatarul și domnul rector a spus, gata, finanțez, ne întoarcem în Qatar să semnăm un agreement de colaborare. Și îl vedeți pe decan și domnul rector, da, în stânga este Jihad, în dreapta este șefa lui, ce vedeți din ea, și subsemnatul, da? Pentru că mi-a fost frică că s-ar putea, cu cei din Qatar și cu Arabia este destul de greu de lucrat, trebuie să ai răbdare, mesaje, scrii un mesaj, după o lună primești răspuns, sau scrii 10 mesaje și primești imediat, deci e foarte ciudat. Atunci am organizat să mergem și la Texas American University și ne-am dus și la Texas American University ca să fiu sigur că din două locuri vom semna memorandumul. Vreau să spun că cei de la Texas American deja au venit în luna iulie aici și vor să facem niște workshop-uri pe domeniul analizei de semnal, deci legat de meloterapie și pe domeniul inteligenței artificiale. Deci lucrurile avansează. Ca și concluzie, meloterapia în Brașov este, zic, bine recunoscută, da? Deci ne adresăm de la copii până la studenți, la orice vârstă, da? Este recunoscută internațional. Ce spunea Stella? Într-adevăr, m-am dus în buzunar când ne-am dus la Cambridge cu un dispozitiv micuț, așa, care se leagă pe Bluetooth și
este referință în dispozitivele medicale. Deci este un dispozitiv absolut profesionist. Și după ce mi-a răspuns decanul că ei numai variații de puls au măsurat, am scos cutiuța și am pus-o pe masă. Uite noi cu ce lucrăm. La care mi-a spus, nu mă recomand și mie să cumpărăm și noi câteva. Și bineînțeles că am făcut recomandarea corespunzătoare. Deci avem parteneriat și colaborăm cu industria. Deci dacă ne oprim numai a lucra în educație, nu este bine. Deci eu ce discut aici despre educație afectivă este la fel și pentru cercetare afectivă. Da? Trebuie să alegem bine muzica pentru a ținti acolo unde dorim. Da? Trebuie să adăugăm cât mai mulți parametri. Deci acum cu dispozitivul de la Maxim mai adăugăm câțiva parametri și o să-i măsurăm împreună. Și după mine, muzica, știința, meloterapia sunt o știință reală și ăsta este ultimul slide cu care închei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mi-e foarte greu să transmit emoția unor tineri care intră și experimentează pentru prima dată într-un asemenea laborator. Se trezește copilul din noi, se trezește acel spirit ludic în care normele se dau la o parte și se creează o comunicare incredibilă direct cu fenomenul în sine. Adică intră în funcțiune acea latură fenomenologică a problemei, te scufunzi în experiment, te motivează și după aceea vine și foamea de a explicita în cuvinte sau formule. Deci este esențial. Poate am avut probleme mari. Noi avem ca membru cofondator al acelei catedre UNESCO de geofizică, avem niște laboratoare subterane extraordinar de interesante în care măsurăm dinamica Pământului. Când vii dintr-un domeniu, cum veneam eu din inginerie, și încep să simți că se ridică și se coboară marea terestră la latitudinea noastră în România este cam 45 de centimetri, deci ne ridicăm și coborâm de două ori pe zi cam 45 de centimetri. E adevărat că față de raza Pământului 6400 km e puțin, dar cel puțin creează niște presiuni asupra rocii, iar roca răspunde cu niște câmpuri electrostatice, că e piezoelectric, care e mult siliciu acolo, și rezultatul este că suntem scufundați într-un câmp, care câmpul ăla îl măsurăm. Și începem să vedem rezultate ale comunicării astrobiogeofizice, încât noi am pus la punct o catedră care predă astrobiogeofizică. Deci noi suntem întotdeauna mai în față, fără să vrem, așa este spiritul zonei. Suntem între Orient și Occident, nu suntem numai limitați de pragmatic. Și aș vrea să concluzionez discuția pe care a prezentat-o cu următoarele cuvinte. S-a spus un lucru foarte important, care devine din ce mai tare iterat de oameni de tipul premiu Nobel. S-a avut abuz de a defini valoarea ca fiind cercetarea aplicativă sau pragmaticul. Lasă, domnule, teoria, practica trebuie. Și spune un om de premiu Nobel, da, e adevărat și pe chestia asta m-am omorât găina cu ouă de aur, căci teoria e ceea care generează deschiderile. Aplicația după aceea nu mai înțelege nimeni dacă nu s-a difuzat în social conceptele, noțiunile. Și nu merge fără această tehnologie, pentru că asta este forma de unui laborator. Când vii din sănătate, am fost de exemplu la JPL, la NASA, când vii de acolo și vezi cum arată un laborator numai ca dinamică de aparatură din jur și ce întrebări se pot pune acolo, și te întorci înapoi aici și îți dai seama că într-un liceu nu este o oră de a atinge un aparat, de a pune o întrebare prin intermediul unui măsurător, nu e normal. Așa că prezența unei asemenea experiențe aici, zic eu că ar trebui să ne ajutăm, reciproc să o difuzăm, să-l valorificăm, să valorificăm o asemenea idee. Conform strategiei noastre de cafenea, după această prezentare, începem niște discuții, niște întrebări, așa că v-aș ruga dacă v-au stârnit atenția cele două persoane care au fost invitații noștri de marcă astăzi, vă rog frumos să vă voi trimite microfonul, pentru că se înregistrează și nu se aude fără microfon, chiar dacă aici se aude, așa că dacă aveți întrebări pentru cele două persoane invitate, vă rog frumos să o faceți. Foarte importantă șansa de a sta de vorbă, că pe un film îl putem vedea și acasă. Pe când aici avem șansa eventual să ne implicăm și să punem întrebări trăite și poate de multe ori
un răspuns neașteptat poate fi declanșator. Știți că există deja firme de triggering, de declanșare, nu de facilitare. De declanșare. Ce să facilitez dacă n-am declanșat interesul personajului? Întâi trebuie să-l declanșez și după aia eventual să-l ajut, să facilitez, știu eu, fie managerial, fie financiar. Dar dacă nu l-am declanșat ca să înceapă să aibă microbul ăla, să aibă dorința aia de a mișca, cum să fac? Deci declanșarea asta a fost o prezentare de declanșare, adică o sumă mare de informații foarte disparate, care ar trebui măcar la un moment dat una din ele să fie declanșată în cineva ceva. Cam asta ar fi și rolul cafenelei. Să declanșeze, să conexeze, să filtreze niște teme și poate după jumătate de an să se formeze niște colective în jurul temei. Personal, după atâția ani în cercetare, m-am săturat să facem întâi proiecte ca să obținem bani și pe vedem de ce facem cu banii și vedem noi pe cine punem. Hai să facem întâi colectivul, să vedem dacă tema e stabilă și după aceea găsim finanțare, vă garantez. Finanțarea vine natural în clipa în care știi ce vrei și știi cu cine lucrezi. Eu aș încheia cu două lucruri. Nu există ceva bun sau rău în sensul clasic, suntem într-o zonă foarte sofisticată, ci poate adecvat. Deci în loc de bun sau rău, mai bine zicem adecvat unui context, unui om, unei situații. Sigur că vom găsi gradul de adecvare astfel încât să îmbunătățim la maxim, ridicând nivelul de cunoaștere. Deci asta este prima problemă fundamentală. A doua problemă, așa ca idee, există o geosferă pe care a apărut la un moment dat neașteptat o biosferă, schimbând realitatea, pentru că apare un echilibru dinamic între tendința naturală de structurare a entropică a naturii fizice și o restructurare permanentă de către biologic. Deci este o competiție interesantă între cele două și pe bioreactorul ăsta a apărut o ființă nouă care a mai făcut un inverniș numit nouă sferă. Păi nu putem lucra cu aceeași bază conceptuală pe geosferă, pe geosferă și biosferă și pe noosferă. Dar asta am înțeles-o și s-au creat pentru fiecare noi forme de abordare, noi instrumente conceptuale, noi teorii pentru fiecare element în parte. Și pe măsură ce începem să le înțelegem și să le difuzăm în social, astfel încât să fie o masă critică de gânditori în domeniile astea, în care inclusiv conștiința devine obiect de studiu la un nivel foarte înalt, foarte deosebit, iar cuantica ne dă șansa să facem asta, din momentul respectiv putem face saltul, cum zicea Anton Dumitriu, la Homo Universalis, care are capacitatea să discearnă aproape pentru el însuși, pentru că intră în rezonanță cu realitatea respectivă, în așa numitul flow. Închei cu cuvintele, ca de fiecare dată, cuvintele lui Anton Dumitriu, care ar fi pentru mine un simbol pe care poate îl transmite și dumneavoastră mai departe. Românului nu-i lipsește idealul, mărimea lui e problema. Haideți să ridicăm un pic puțin mai sus nivelul, să ne dorim, nu să rezolvăm niște probleme, deci viziunea ne unește, obiectivele s-ar putea să ne împartă fiecare crezând cum îl face în felul lui. Viziunea de neatinsă este un trend, o tendință. Haideți să ridicăm nivelul gândirii, pentru că suntem urmașii gânditorilor de la Hamangia, nu suntem urmașii truditorilor din piață. Mulțumim. Sănătate și peste două săptămâni va veni domnul profesor Brătianu pe probleme de management strategic. Vă așteptăm peste două săptămâni, dar vă așteptăm și lunea viitoare pentru cei care sunt interesați în complexitate. Vă spuneam că odată la două săptămâni discutăm teme legate de fapt, care e instrumentul de care tot vorbim, că noi suntem centru de studii complexe, centru UNESCO de studii complexe, nu de studii complicate. Măcar să fim ce e aia.